Vă salut, prieteni, bun găsit la Exclusiv Rapid. În această seară se termină pauza cauzată de meciurile echipei naționale după ce se încheie jocul de astăzi de la Madrid dintre Columbia și România. În weekend avem o nouă etapă, a doua din play-off. Rapidul joacă derby cu Universitatea Craiova în deplasare sâmbătă seară de la ora 9. Vom vorbi despre acest meci, vom vorbi despre parcursul Rapidului și despre ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă la echipa preferată, dar vom vorbi puțin și despre meciul de astăzi, despre Columbia-România, de aceea am și devansat emisiunea cu o oră, este la ora 8 în această seară, Exclusiv Rapid, și pentru că vă spuneam, avem și Columbia-România, avem și debutul lui Horațiu Moldovan pe stadionul lui Atletico, din păcate nu în tricoul lui Atletico, ci în tricoul echipei naționale. Vorbim cu Sergiu Radu, fostul atacant al Rapidului, stabilit de ani buni în Spania. Te salut, Sergiu, bine ai venit la Exclusiv Rapid via Skype. Salut, Ovidiu, bine te-am găsit și salutări tuturor rapidiștilor care urmăresc această emisiune. Ce faci, cum ești? Eu sunt bine, conectat în continuare la tot ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc. Urmăresc cu mare plăcere meciurile Rapidului, că de asta suntem aici în această emisiune, să discutăm probabil cel mai mult despre Rapid. Exact. Și meciurile echipei naționale. Și meciurile echipei naționale, bineînțeles, pentru că, așa cum știu toți iubitorii fotbalului, echipa națională a avut o mare bucurie și s-a calificat la campionatul european din această vară, unde sperăm cu toții că o să facă o figură frumoasă după atâția ani de absență. Da, vom vorbi și despre națională, mai ales că meciul din această seară e chiar în Spania, e în țara ta adoptivă, ca să spun așa. Dar hai să începem cu Rapidul, cu parcursul din acest sezon, sau să vorbim puțin despre ultimul meci oficial al Rapidului. Se pare că a venit bine pauza cauzată de meciurile naționale. A fost Rapid Farul 1-2, o dezamăgire foarte mare pentru fanii giuleșteni. Bănuiesc că și pentru tine. Este adevărat. Eu nu pot să fiu dezamăgit de Rapidul din acest sezon, însă este adevărat. Ai spus bine că ultimul meci, cel cu Farul, nu a fost un meci care s-a ridicat la nivelul și la așteptările suporterilor rapidiști, din partea Rapidului, bineînțeles, unde pentru că toată lumea s-a așteptat la o victorie după meciul cu Steaua, toată lumea s-a așteptat ca meciul cu Farul să fie un meci mai ușor și ca drept urmare să câștigăm cele 3 puncte. N-a fost așa pentru că Farul este totuși campioana în titră și are jucătorii destul de valoroși care au pus foarte multe, foarte multe probleme și acest meci a venit și pe un fond de probleme care au fost în această săptămână sau în aceste săptămâni la clubul Rapid și probabil că a influențat puțin și soarta acestui meci. Totuși, jucătorii nu trebuiau să fie mai montați la meciul cu Farul, mai ales că moralul era perfect și mai ales că joacă pentru suportări. Este adevărat ceea ce spui, însă aceste lucruri sunt detalii care te fac să deviezi puțin de la concentrarea ta, ca fotbalist vorbesc acum, de la concentrarea ta pe care o ai în mod normal la un meci, atunci când totul este liniștit și eu consider că probabil și aceste lucruri extra fotbalistice, să spun așa, au influențat puțin evoluția băieților. Ai dreptate, într-adevăr, nu ar trebui să fie așa, ei ar trebui să fie concentrați pe jocul pe care ar fi trebuit să fie concentrați pe jocul pe care l-au avut, dar au avut în față o echipă foarte tăioasă, pe contraatac, o echipă bună, o echipă cu jucători care pot face diferența și care s-a și văzut, de fapt, acei jucători au făcut diferența, de fapt, în acest meci. Totuși, de la 4-0 cu liderul, cu FCSB, la 1-2 pe Giulești, acolo unde Rapidul a început în acest sezon să aibă din ce în ce mai multe probleme, pentru că a pierdut foarte multe puncte pe Giulești. Și nu mă refer doar la cele din meciul cu Farul, mă refer și la acel 2-3 cu Cluj, când Rapid a avut 2-0, acel 0-2 cu Petrolul cu două autogoluri, 1-2 cu Voluntariul, 2-2 cu Botoșani, foarte multe puncte pierdute acasă.
Este adevărat, în momentul de față se putea spune că Rapidul nu arată ca o echipă care poate visa să câștige campionatul și datorită acestor sincope pe care le-ai spus tu, acestor meciuri și acestor puncte pierdute foarte ușor în meciurile de acasă, unde, așa cum ai spus și tu, ar trebui să le fie mai ușor băieților să câștige în fața propriilor suporteri. Dar eu sper că aceste probleme care le are Rapid în meciurile de acasă să se rezolve și în următoarele meciuri, pentru că vorbim în meciuri foarte grele în acest play-off, să profite de avantajul propriului teren și de avantajul propriilor suporteri. Pentru că este foarte important acest lucru. Cum ți se pare ție ceea ce se întâmplă cu suporterii? Sincer, la câte petarde și fumigene există pe stadioanele din România de atâția ani, nu crezi că se exagerează acum? Este adevărat. Prinde Rapidul acest scandal cu garda jos, ca să spun așa, nu aveam nevoie de așa ceva, nu aveam nevoie de aceste probleme. Clubul nu avea nevoie să fie zguduit din temelii, pentru că ușor începuse să-și facă să fie un club cu credibilitate prin venirea domnului Șucu, prin venirea domnului Bergodi ca antrenor, prin transferurile care s-au făcut, prin faptul că, iată, în acest an Rapidul, după mulți ani, trage din nou la titlu. Și așa cum ai spus și tu, nu aveam nevoie, nu aveam nevoie de acest lucru, dar nu știu ce să zic, poate n-a fost o simplă coincidență, poate lucrurile, să spun așa, au fost planificate mai dinainte. Nu știu, important este că ne-a dat puțin înapoi lucrul acesta și s-a simțit în meci. Sper să-și revină repede băieții după această pauză competițională, să se așterne, să se liniște din nou în Giulești și să băieții să aibă liniștea necesară și concentrarea necesară pentru a câștiga următoarele partide din play-off și la sfârșit vom vedea, vom aduna punctele, vom acumula punctele, vom vedea unde se poate clasa anul acesta Rapidul. Rapid este în acest moment pe locul 3, dar la egalitate de puncte cu viitoarea adversară, cu Universitatea Craiova. Dar distanța față de locul 1 e mare. Crezi că s-a terminat, sincer, lupta pentru titlu și acum continuă lupta pentru locurile de cupe europene, pentru locul 2? Șansele au scăzut, este adevărat. N-are rost să fim ipocriți să spunem că avem șanse mari. Nu mai avem șansele care au fost la început, dar trebuie să continuăm să credem și să luăm fiecare meci așa cum spune toată lumea ca o finală, pentru că sunt foarte importante aceste meciuri, având în vedere că jucăm numai cu echipe bune și aceste echipe se pot încurca de asemenea între ele. Este logic, pentru că odată cu acest play-off calitatea meciurilor au crescut. Și vom vedea nici ce mai multe surprize. Asta este clar. În mod normal, Rapidul a câștigat meciurile cu echipele bine cotate. Până la înfrângerea cu Farul, Rapidul avea un palmares de invidiat în acest sezon împotriva formațiilor adversarelor din play-off. Nici cu Craiova nu stă rău, 2-0 pe Giulești și 1-1 la Craiova în urmă cu puțin timp. Când Rapidul n-a arătat rău în multe momente, din contră, a arătat bine în multe momente, au fost și momente mai puțin bune. Da, statistica nu minte, cifrele nu mint, într-adevăr. La un moment dat contează și acest lucru, dar cel mai mult contează evoluția jucătorilor pe teren. Și atunci ei trebuie să se autodepășească în aceste meciuri, pentru că sunt meciuri mult mai grele decât celelalte și au arătat că pot. Au arătat că în aceste meciuri mai dificile, cu echipe mult mai bine cotate, au valoarea necesară și calitatea necesară de a putea învinge aceste echipe. Și atunci trebuie să meargă și să continue pe acest drum. Concentrare maximă, calitate au, antrenor bun au, liniștea, să sperăm că se va așterne ușor-ușor din nou în Giulești și să termine acest campionat în fanfară.
Rezultatele bune aduc liniște. Ai văzut ce s-a întâmplat și după un start mai puțin ok. Am văzut cu toții ce s-a întâmplat și după începutul perfect de an 2024, după ce Rapid mai câștigase de la, din noiembrie, de la acel derby cu FCSB. Nu câștigase nici meciurile amicale și au început jucătorii lui Bergodi cu 5 victorii. Deci, victoriile teoretic aduc victorii. Este adevărat, este adevărat. Aceasta nu este numai o vorbă, așa, care se spune între iubitorii fotbalului, dar este un adevăr. Victoriile te ajută foarte mult, îți dau încredere, îți dau încredere în forțele proprii, dau încredere grupului, antrenorului, dau încredere echipei și suporterilor. Și, în același timp, diminuează încrederea celorlalți, pentru că una este când joci cu o echipă care este neînvinsă de foarte multe etape sau care are foarte multe victorii în ultimele etape și una este când joci cu o echipă demolată, căzută, care a pierdut puncte în ultimele etape înainte să se înfrunte cu tine. Și este ceva normal, este ceva normal. Constă sau ține de psihologia a fotbalului sportivului și acesta este un lucru verificat în timp. Hai să-l salutăm și te rog frumos să-i transmiți un mesaj prietenului meu și finului fostului mijlocaș al Rapidului, Zeno Bundea, care este prin telefon de la ora de alături de noi. Bună ziua, vă salut! M-auziți? Te salut, Zeno, te aud, îl rugam pe Sergiu din Spania să-ți transmită direct un mesaj. Da, vă salut, Vă salut pe toți, sigur că da, dar cu Sergiu vorbesc săptămânal, cel puțin 2-3 ori, când nu ne sunăm, ne facem probleme, că se întâmplă ceva, că aici o glumă. De la cafea de azi dimineață, da. Da, exact. Salutări, vă salut pe toți și pe toți rapidiștii. Și eu te salut și evident toți rapidiștii te salută și pe tine, Zeno. Începusem să vorbim despre parcursul Rapidului din ultima perioadă, despre meciurile bune, despre ceea ce s-a întâmplat la partida cu Farul și urmează un meci cu Universitatea Craiova pe care bănuiesc că l-aștepți cu nerăbdare, nu? Da, va fi un meci interesant. Cunosc cele două cluburi. Ai jucat la amândouă? Am jucat la amândouă, da. Și un pic din postura de, să spun așa, administrativ. Am început proiectul ăsta lângă domnul Rotaru, alături de Lincar, în Liga a doua. Adică știam de la început ce urmează să se întâmple acolo și face niște lucruri deosebite domnul Rotaru, dar... Eu, fiind rapidist, consider și cred că și trebuie să se impună Rapid în acest meci, pentru că după urmează cu CFR, sunt două meciuri importante în care trebuie să fie maximum de puncte, să sperăm la câștigarea campionatului. Ei, încă mai speri, având în vedere distanța mare față de echipa de pe primul? 7 puncte nu mi se pare o distanță mare. În condițiile în care mai joci și contra lor odată, nu, pardon. De două ori. Sunt meciuri grele în play-off. Fiecare cu fiecare se poate la orice. De ce să nu speri? Cum să nu speri? Teoretic, da, dar pentru a spera în continuare, Rapidul e obligată să învingă la Craiova, acolo unde a făcut-o o singură dată în sezonul trecut, în sezonul regular, când a marcat Alex Ioniță, în urmă cu câteva săptămâni a fost 1-1. Ce aturi are Rapidul acum, după pauza asta cauzată de meciurile naționale, în meciul cu Craiova? Păi, consider că are un antrenor experimentat, un antrenor care pregătește bine jocurile, un antrenor care cunoaște campionatul României, din fericire am lucrat și eu cu el, deci mulți ani în urmă, așa că cred că știe ce are de făcut și va face în așa fel încât să se impună. Chiar... Bineînțeles, și jucătorii, sunt jucători de valoare, de ambele părți, eu cred că va fi un spectacol frumos, dar eu sper să iasă în câștigătoare Rapidul. Apropo de antrenor, chiar e o poză interesantă cu tine
lângă domnul Bergodi, la FC Național. Cristi Săpunaru stătea în poza de grup un pic mai sus, atunci era tinerel. Tu erai mai spre finalul carierei, pe partea a doua a carierei, de fapt. De iar Cristiano Bergodi era la debutul în fotbalul românesc. Da, da, da. Din prima clipă de când a venit în România, s-a impus, s-a făcut plăcut, este un profesionist, îl cunosc. Și la Craiova era dorit și a fost dorit, știu, direct de la domnul Rotaru, în urmă cu mulți ani. Într-un final a și ajuns acolo. Deci e un antrenor respectat în România, în campionatul din România și, da. Iar Săpunaru, țin minte, era la început de carieră. Era atacant sau fundaș atunci? Începuse puțin, depinde. Când era mai jucat și atacant și fundaș. După care domnul Bergodi l-a trecut la Rapid, din fundaș central a trecut fundaș dreapta și cariera lui s-a schimbat total în bine pentru Cristi. Da, bine. Cristi Săpunaru este și are o carieră imensă în spate. Acum noi trebuie să fim, mă rog, să respectăm fiecare jucător, deși în România lucrul ăsta e cam greu. În momentul când jucătorii se lasă, nu prea au parte de mult respect, din păcate, dar trebuie respectat. Tot câștigător de Cupa UEFA, adică jucător de echipa națională, este un jucător important al fotbalului românesc, în urmă. Și e capitanul Rapidului, iar peste două săptămâni va împlini 40 de ani și îl vom vedea mai mult ca sigur și sezonul viitor la Rapid. Îți vine să crezi? Cu atât mai mult, da. Cu atât mai mult. Va ajunge la o vârstă așa de înaintată și ține totuși nivelul de joc. Să se prezinte la astfel de meci, Liga 1 și să joace meci de meci la vârsta asta și o face destul de bine, chiar foarte bine, nu rămâne decât să-l felicităm și să ne mândrim cu un astfel de jucător în România. Sergiu, ești puțin gelos când îl vezi pe Săpunaru la 40 de ani în continuare, meci de meci pe teren, sau din contră te bucuri pentru el? Eu mă bucur foarte mult pentru că Săpu... Și eu l-am prins la Rapid, sau el m-a prins la FC Național, sau el m-a prins pe mine. Era un învățaș tânăr, împreună cu Ovidiu Petre și mulți alții tineri care au plecat de la FC Național. Așa cum a spus... Da, scuză-mă că te întrerup. Și împreună cu Ovidiu Herea, care astăzi își serbează ziua de naștere, îi urăm și noi pe această cale la mulți ani, atât lui cât și fostului mare portar al Rapidului Ion Manu, la mulți ani și multă sănătate le urăm la amândoi. Dar apropo, și Herea era tânăr atunci. Exact, și Herea era tânăr și Pleșca era tânăr în acei ani. Știu, țin minte, mi-aduc aminte și acum că rămâneam după antrenamente, rămâneam cu ei, cu jucători mai tineri, încercări, unul contra unul cu portarul, făceam acțiunea antrenamentului și cred că le făceau mare plăcere să rămânem împreună, să facem lucrurile acestea, pentru că probabil că i-a ajutat foarte mult în carieră, nu neapărat din punct de vedere tehnic, dar să-și creeze o mentalitate mai departe. Țin minte că rămâneam cu Popică, Marius Popa, cu Pleșca, foarte mult după antrenamente la FC Național să încercăm acțiuni cu Săpunaru, cu Ovidiu, cu Herea, care mai târziu s-a dovedit că au ajuns jucători foarte valoroși și care au făcut ceva în fotbalul românesc. Cum era Săpunaru ca adversar la antrenamente când era fundaș? Sau ți-aduce aminte mai mult de momentele în care erați pe același post când era încă atacant? Să spun ceva, mi-aduc aminte mai mult de Oli când intra la jocuri la Miuțe ca fundaș. N-ai fi putut să fie atacat la Miuțe și să fie Oli în partea aceasta. Deci ieșeau niște show-uri, n-aveai cum să câștigi împotriva lui. Ținea meci până câștiga echipa lui. Este fotbal, este ori Oli pe teren, chiar și la Miuțe, extraordinar.
Să știi că la fel este Cristi Săpunaru acum la antrenamente, la cele miuțe de la finalul antrenamentului, la finalul fiecărui antrenament. Deci astăzi a câștigat, apropo, echipa sa. Deci dacă îl vezi cum e când nu câștigă echipa lui sau când nu câștigă el, deci nu-ți vine să crezi. Apropo de ceea ce spuneam, cum a crescut și cum s-a format. Deci în spiritul ăsta a crescut, în spiritul ăsta s-a format la FC Național, apoi la Rapid, când a început să joace și tot așa. Și apropo de lucrurile acestea, cum se pregătesc aceste antrenamente, aceste mentalități bine făcute și bine structurate, cum se pregătesc peste an la fotbaliștii tineri? Acesta este cel mai bun exemplu care îl dăm acum. Zeno, care este jucătorul tânăr de la Rapid care îți place cel mai mult? Sau ce jucător îți place în acest moment? Sau jucători îți plac cel mai mult de la Rapid? Sunt mai mulți, dar îmi place Petrilă mai mult decât atât, că totuși este din județul Bihor. Am vrut să spun că e de la tine, da. Din zona Oradei. Da, da, da. Îmi plac. Sunt mai mulți jucători. E interesant și trebuie să formeze până la urmă un grup puternic pentru a câștiga campionatul. Cum eram și noi la un moment dat când am câștigat campionatul, drept dovadă s-au legat prietenii și mai mult decât atât, fiind nași împreună, adică am fost un grup puternic și ne înțelegeam foarte bine. Și de acolo și rezultatele. Păi, uite, Zeno, Tudor Tivadar, un prieten de-al nostru care se uită la toate emisiunile, te întreabă, ce jucători de acum de la Rapid ți se aseamănă ca stil de joc? După care o să-l rog și pe Sergiu Radu să compare un atacant de acum de la Rapid sau din ultimii ani cu el. Dar hai, te rog, spune-ne tu, Zeno. Nu știu ce să spun. Acum, un jucător așa, poate Waidă, să spunem, că ar fi asemănare între mine și el, ca mijlocaș. Ceva de genul, să spunem. Deci să spunem că un transfer bun din punctul tău de vedere, cel al lui Waidă vara trecută, a venit și gratis de la FCSB. Da, normal. Dar din jucătorii care au venit în iarnă, care ți se pare cel mai bun transfer, Zeno? Sincer, toți sunt buni și toți vor fi. Ce să zic? Eu zic că, până la urmă, cum am spus mai devreme, Petrila este un jucător care trebuie să se impună rapid, care îmi place ca jucător, are calități extraordinare, rapid, tehnică, bună, ajunge la finalizare, deci eu sper el să se impună și să devină un jucător exponențial în club. Păi el s-a impus, a avut o perioadă excelentă, dar a venit acea accidentare. Exact, asta vreau să spun, după accidentare, acum că bineînțeles că s-a impus, că am văzut evoluțiile lui. Da, îmi place stilul lui de joc, l-am văzut și la Oradea când au jucat aici meciul. La meciul cu UTA, la cel 2-2. Da, 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 meciul, da, cu UTA. L-am văzut și pe live, pe stadion. Da, îmi place. Ce îi lipsește lui Petrila acum pentru a redeveni fotbalistul care a impresionat încă de la primele meciuri la Rapid? Acum, probabil după accidentarea care a avut-o, are nevoie de un pic de încredere, să revină în ritmul impus în campionat și cu siguranță zic că va reveni exact ca și cum a fost și a arătat înainte de accidentare. Până să ne mutăm înapoi în Spania la Sergiu, te-aș întreba cum crezi că va reveni Emers, pentru că el a stat mai mult decât Petrila și el s-a accidentat în toamnă când era în cea mai bună perioadă a sa la Rapid. Sâmbătă a jucat în acel meci cu Mioveni, un meci amical pe care Rapidul a câștigat cu 4-1 și probabil va fi în lot, dar mă doiesc că va fi titular după ce nu a jucat un meci oficial aproape o jumătate de an la Craiova sâmbătă. Da, nu este ușor să revii după o perioadă de fără jocuri oficiale, chiar dacă te antrenezi la nivelul grupului sau în jocuri amicale. Sunt repere în timpul jocului și sunt momente în care și ai nevoie de astfel de momente să treci prin, să revii prin ele. Ca orice jucător, după o astfel de pauză, va avea nevoie de timp. Eu cred că și oricare
și oricare jucător în timp va reveni la forma care a avut-o, numai că va trebui răbdare. Așa este, acum arunc întrebarea lui Sergiu. Cu ce atacant din ultimii ani sau de acum de la Rapid se compară cu tine? Acum, nu știu dacă ar fi ok să facem o comparație, sunt alte stiluri, alte vremuri, dar mi se pare că Rahmani are ceva din stilul meu de atunci. Este un jucător tot așa, care nu se bazează pe un fizic deosebit, însă are o viteză deosebită, un simț al porții foarte bun, îți scrie, marchează goluri, are încredere și da, este un jucător care îmi place și apropo de asta, un transfer reușit al Rapidului. Apoi al jucătorii aș putea să evidențiez acum Pătescu, care mi-a plăcut foarte mult de... E un jucător care a jucat în Academia Rapidului, neavând meciuri importante la prima echipă și intrând într-un moment greu al Rapidului, pentru că aveau nevoie acolo bandă de un jucător. Eu cred că Pătescu a făcut-o foarte bine și dacă va continua pe acest drum... E ok. Apoi mai este Petrila, Krasniqi, Papo, jucătorii de valoare. Să nu-i mai punem la socoteală pe Ioani sau Stăpu, că am vorbit, Iacob, care foarte bine face un cup de fundaș central extraordinar cu Stăpu. Deci are Rapidul un lot foarte bun. Apropo de Bădescu, știi că e fundaș central la bază, chiar dacă joacă fundaș stânga, a jucat și la Liga de Tineret fundaș stânga, dar el e fundaș central, Săpunarul chiar îl vede, unul dintre fundașii central foarte importanți în viitorii ani în România, alături de Cristi Ignat, care e împrumutat la Mioveni până în vară. Da, știu, chiar l-am urmărit înainte să intrăm în emisiune pe Ignat, că joacă cu Pancu, acum la U21 avea un meci important cu Armenia, nu știu exact când s-a terminat. Dar, oricum, Bădescu îmi place foarte mult stilul lui și liniștea pe care o are atunci când are mingea la picior. Este un jucător de forță și un jucător care, chiar dacă provine din fundaș central, împinge jocul foarte mult sus din margine și chiar apare cu centrări. Inteligent, mi se pare, nu-l cunosc personal, n-am de unde să știu, dar pare un jucător inteligent în joc și în viața de zi cu zi. Da, apropo, Armenia-România 0-1, am învins cu un gol marcat de Cristian Mihai în minutul 89, victorie pentru prietenul și fostul vostru coleg, pentru Daniel Pancu, în Armenia. Exact, îl felicităm pe această cale. Zeno, ce amintiri ai cu Pancu, despre care nu ai vorbit până acum? Amintiri sunt multe, dar în principiu le-am cam povestit, cam lumea fotbalului le cunoaște. Să avem suficiente încât să le depănăm în momentul când ne revedem. Sergiu, uite, Zeno nu dă din casă. Tudor Tegla vă roagă să povestiți o amintire amuzantă, o amintire plăcută despre care nu ați vorbit până acum. Dacă Zeno nu vrea să ne dea un pic din casă, te rog pe tine. Nici mie nu prea îmi place așa foarte mult să spun, dar oricum pot să spunem decât atât că Rapidul din acele vremuri, Rapidul care a câștigat campionatul, a fost un grup unit. Chiar dacă era împărțit, să zicem așa, în două categorii de vârstă, între ghilimele, adică jucătorii tineri, jucătorii care veniseră la Rapid de curând, jucătorii de mare perspectivă și care cochetau cu loturile naționale de tineret, plus jucătorii care practic au dus, ca să spunem așa, tot ceea ce înseamnă experiența acelui jucător de experiență, Sabău, Rednic, Lupu, Nanu, Apo și Mutică, jucători care și-au pus amprenta. Naie Stanciu, să nu-l uităm. Să-l uităm pe Naie, da, care practic a fost unul dintre cei care trăgea grupul, era un adevărat lider al acestui grup care a câștigat campionatul. Și plus, apoi erau jucătorii tineri, jucătorii care formam un grup așa de
caterincă, ca să spunem așa, ne înțelegeam foarte bine între noi, Zeno, Pancone, Ienci, Lobont, plus Dulca, era Răzvan Raț, care în acele momente era un jucător mult mai tânăr decât, nu mult mai tânăr, dar cu câțiva ani mai tânăr decât noi și încerca și el să facă pasul spre prima echipă, a jucat câteva meciuri, chiar Măgăritescu, iar un jucător foarte bun care mai târziu a avut o carieră foarte bună, chiar dacă nu la Rapid, dar la Dinamo, Tamaș, care avea 16 ani în 99 și era la echipa de tineret a Rapidului. Exact. Se antrena cu noi și plus Gioane, care, deci vorbim de jucători care poate atunci, încă în anul în care Rapid a câștigat campionatul, nu și-au fost amprenta, dar erau în grupul nostru, erau acolo, se antrenau cu noi, încercau să vină și ei din urmă. Și eu eram un jucător tânăr, Zeno, de asemenea, cu toate că el era mult mai experimentat, era la Rapid de mai mult decât mine, deja avea multe meciuri în prima ligă, Pancone tot așa a venit și el mult mai înainte. Deci un grup de jucători care mai târziu, dacă ne uităm pe statistici, toți au însemnat ceva, dacă nu în fotbal românesc, chiar în fotbal din străinătate. A, uite, Zeno, pentru că ne-am amintit de acel titlu câștigat în 99 și apropo de speranțele tale și nu doar ale tale în lupta pentru titlu în acest sezon, uite, Tudor Tecla te întreabă, după ratarea titlului din 1998, cât de sigur erai tu, erați toți jucătorii Rapidului, că veți câștiga 99? Păi nu am fost sigur deloc, ținând cont și țin minte... Înainte cu 3 zile am pierdut, nu, asta a fost când am câștigat cupa, scuze. Asta da. A fost în 98, acel 2-2 de la Craiova. Exact, am pierdut campionatul și la 3 zile am jucat, tot cu Craiova am jucat finala cupei. Am câștigat-o cu șansă, dar meritat. Anul următor nu putea să fie nimeni sigur că vom câștiga campionatul, deși... Ultimul joc, așa a fost întâmplarea, tot cu Craiova s-a jucat. Și țin minte că Vrăjitoarea în primele minute a scăpat cu Lobont singur spre poartă și cam înghețat așa un pic, cam tot stadion. După care am intrat în joc și meciul s-a câștigat într-un final. Dar ca siguranță nu putea să fie nimeni sigur de câștigarea campionatului. Nici până în ultimul minut, ultimul joc. Te bântuie... Dacă nu așa el meci, Cristi Chivu, nu? Parcă a jucat și Chivu meciul ăla. Cred că da, nu mai știu. Sau plecase la aia, nu mai știu exact, da. Apropo, Zeno, te bântuie acel 2-2 de la Craiova când s-a pierdut titlul în Bănie? În 98? Aoleu, și acum îmi aduc aminte, am fost pe bancă, am intrat la 2-1 sau 2-2 și am avut o incursiune de pe partea dreaptă, am intrat în careu și Iordache, fiind fundat stânga, m-a atins, dar eu, neavând experiență, nu am căzut în careu. Și după meci, mă cam certase așa un pic, mă luase un pic că... copile, dacă cădeai acolo era penalti clar și se câștiga, putea câștiga meciul, dar bine, nu era ca un reproș, era pentru doar așa, să mă ajute ca experiență, să-mi spună că până la urma urmei poate dădea arbitru, poate nu, dar un jucător experimentat cred că scotea penalti în faza aia. Hai să fiu răutăcios și nu la adresa ta, având în vedere că acel șut al lui Lucian Marinescu, acea minge șutată de el de la peste 30 de metri, a căzut un metru în spatele liniei porții și nu s-a văzut exact golul. Mă îndoiesc că îți dădeați penalti și dacă da. Ai fi căzut. Da, și asta e de vreo. Da, asta s-a gândit. Sunt amintiri frumoase care cu drag mi le amintesc și... le povestesc. Ne bucurăm că am făcut parte din istoria Rapidului, adică facem parte din istoria Rapidului și suntem mândri într-un final. Sergiu, voiai să spui și tu, voiai să-l completezi pe Zeno, nu?
Păi chiar asta a spus, că de-aia n-a crezut, nu, că și-a dat seama că n-avea rost, pentru că arbitru era deja într-o direcție. A experiență mai mare decât credea Nea Mircea. Apropo, Sergiu, când îți spun o dată, 7 octombrie 1999, la ce te gândești prima dată? 7 octombrie 1999, meciul cu Steaua, cred că a fost din Giulești 3-1, nu? Nu, dar a fost meci cu Steaua, dar a fost pe Arena Națională, pe Stadionul Național. A fost Supercupa, da, că era în toamnă. Sigur, Supercupa împotriva Stelei, când am câștigat cu 5-0, a fost meci în care practic noi am distrus-o pe Steaua în acel meci. Cu toate Steaua avea o echipă foarte bună în acel an, dar am reușit să câștigăm cupa de o manieră categorică, fără să le dăm nicio șansă atunci steliștilor. Chiar îmi aduc aminte că a fost primul hat-trick, poate singurul hat-trick în care în acel meci am scris de 3 ori împotriva Stelei. Și tu ai în total 5 goluri împotriva Stelei, ai marcat și pe vechiul stadion din Ghencea și atunci a câștigat Rapidul. Practic de fiecare dată când ai marcat împotriva Stelei, Rapid a dat 3 goluri, cel puțin 3 goluri și a câștigat. Plus acel gol superb de pe Giulești când te-ai distrat cu Adi Matei, cu Belodedici, ai driblat toată apărarea pe linia porții și s-a terminat 3-0 pentru Rapid. Acela a fost primul meu gol în prima ligă și primul gol la Rapid, pentru că până atunci nu scrisesem în linia întâi și așa cum spui și tu, a rămas în mintea mea ca un gol și în inima mea ca un gol foarte, foarte important. Este adevărat, am avut și puțină șansă în acea fază, dar atât de mult îmi doream să scriu încât practic nu mai vedeam altceva decât poarta, cu toate că undeva obiect mai era puțin retras și puteam să-i pasez și să dea la poartă, dar am continuat acțiunea și a ieșit bine până la urmă. Bine, Ovi era un băiat extraordinar, nu cred că mi-ar fi reproșat. Grata. Zeno, îți amintești golurile lui prietenului nașului Sergiu cu Steaua? Da, sigur, cum să nu. Care ți-a plăcut cel mai mult? Toate au fost frumoase și importante în felul lor, dar da, să spunem că ăsta de care povestește acum cu dribblingurile alea pe tușă, puțin dezechilibrat, iar ridicat, dribbling și până într-un final gol. Dar a fost interesant așa. Un alt gol important, poate chiar mai important, pe care l-a marcat Sergiu împotriva Stelei, cred că e acela de pe Ghencea, când Rapidul era condusă cu 0-1, iar Sergiu a marcat cu capul dintr-o centrare a lui Jean Barbu, dacă nu greșesc, golul de 1-1. Da, Jean. Da, îl țin minte. La tabelă, cred că, nu? La tribuna de la tabelă a fost golul. Acolo. La galeria noastră. Da, exact. Da, mi-aduc aminte. Atunci aveam jucători de foarte bun, foarte bun. Practic, Jean Barbu, ce să mai vorbim deja, Barbu, care avea un serviciu extraordinar, avea o lovire a mingii senzațională. Ovidiu Maier, Jean Barbu, mijlocaș de calibru, pe care acum, mai înainte nu i-am amintit, dar mai era, mai venise Radu Niculescu, mai era Ganea, mai era Șumutică. Deci aveam atacanți atunci foarte mulți. În acel an. Bine, acest anul plecaseră pentru că meciul acesta a fost la început de august, în sezonul 1999-2000, acest 1-3, în care a marcat și Jean Barbu, a marcat și Enci din penalti. Din penalti, da. Exact. Amintiri frumoase legate de Steaua. Zeno, care e meciul de care ți-amintești cu cea mai mare plăcere în tricoul Rapidului? Sunt meciuri care toate au fost importante și frumoase, chiar și care le pierdeam, că câștigam în experiență și era o noutate pentru noi, fiind jucători tineri, dar e clar că meciurile care cele mai importante au fost și în momentul când am câștigat ceva, adică ori finala cupei, ori finalul campionatului, normal că alea rămân mai
tipărite în amintiri așa și îți aduci aminte mai bine de ele. Uite, Tudor te întreabă, unde te-ai simțit cel mai fotbalist, dacă putem spune așa, în afară de Rapid și de ce, Zeno? Cel mai fotbalist? Nu știu dacă pot să-i spun cel mai fotbalist, dar unde m-am simțit cel mai bine, m-am simțit în Israel, după Rapid. Adică în România Rapid și în străinătate Israel, fiind o țară cu oameni călduroși și climă frumoasă, m-am simțit extraordinar, așa, ca să pun în balanță așa și cariera și viața extrasportivă care o ai acolo, adică nivelul de trai foarte bun, condiții foarte bune. Da, m-am simțit extraordinar în Israel, pot să spun așa. Cum se simte Sergiu acum în Spania, nu? Greșesc? Ceva de genul, da, e cam aceeași climă, exact. Numai că el acum e în vacanță, el nu trebuie să mai... El e în vacanță continuă. În Spania, că ne petrece vacanțele fiecare an, ori aici, ori la Oradea, îl vizitez cu mare plăcere. Oradea este un oraș drag mie, pentru că, în primul rând, pentru că Zeno cu familia, cu întreaga familie, locuiește acolo, unde și-a deschis și afacerea cu Academia de Fotbal Zenit Oradea. Și în al doilea rând, pentru că acolo am terminat facultatea de educație fizică și sport. Eu acolo am studiat la Oradea și este un oraș care cu oameni deosebiți. Și apropo de asta, făceam o paralelă între vacanțele acestea din Spania și din Oradea. Deci locuri deosebite. Plus faptul că și orașul meu natal, Râmnicu Vâlcea, îmi sprelește atâtea amintiri și mi-aduc aminte cu plăcere de începuturile mele în fotbal în acest oraș. Da, într-adevăr, la Marbella este bine. E foarte bine, din păcate astăzi rămâi la Marbella și ratezi un meci foarte important din anumite puncte de vedere al României, dar și un alt super meci care e la Madrid. Deci noi jucăm cu Columbia și la jumătate de oră sau o oră distanță începe tot la Madrid, începe Spania-Brazilia. Mă rog, noi ne uităm la Columbia-România în 9 și jumătate. Noi ne uităm la Columbia-România, normal. Dar pare rău, nu ratez că nu-l văd. Ratez pentru că nu o să pot să fiu prezent pe stadion, având în vedere că trebuie să plec mâine dimineață în Portugalia pentru un turneu pe care l-are băiatul meu acolo. Și cum plecarea o să fie de dimineață, având în vedere că de aici, de la Marbella până la Rapid, sunt ceva kilometri, o să fac vreo 5 ore cu mașina, atunci nu mă încadram să văd și meciul României. Și dar o să-l urmăresc de la televizor și o să le ținem pumnii jucătorilor României, cu toate că este un meci foarte, foarte greu. Eu am văzut echipa Columbiei în meciul cu Spania. M-a surprins, cu toate că Spania n-a aliniat cel mai bun 11 al ei, având și mai multe accidentări, unii, mă rog, nu au fost prezenți, dar Columbia e o echipă foarte agresivă și o echipă cu o calitate extraordinară. Nu degeaba a câștigat împotriva Spaniei și înainte împotriva Braziliei, Argentine, care are rezultate deosebite. Te tem pentru Horațiu Moldovan, care, iată, din păcate sau din fericire, depinde cum privim partea plină sau goală a paharului, Horațiu Moldovan va bifa primului meci, semi-oficial, că e un amical, dar primului meci pe stadionul Atletico, dar în poarta României, astăzi. E bine că cunoaște poarta, poate bine la noapte să mai tragă puțin de a să o facă mai mică. Glumim acum. Dar este un moment excelent pentru el, pentru că joacă, ar veni acasă, acolo unde este legitimat, la Madrid, o să fie peste 25.000 de spectatori. Meciul greu, dar acum pentru asta suntem, sau am fost noi, ei sunt fotbaliști, ca să se bucure de aceste meciuri grele, de aceste momente, pentru că nu se știe când mai întâlnește echipa Columbiei într-un asemenea moment bun și e un moment excelent, mai ales că este un meci amical, să ne confruntăm. Iar cu atât mai mult pentru că sunt
la echipei naționale a României. Păi, cei de la Atletico au postat astăzi pe pagina de Facebook. Abia așteptăm să te vedem acasă, Horațiu. Păi, noi așteptăm să-l vedem și într-un meci de la Liga și în Champions League. Cred că nu. Este greu. Poate o să primească minute în Cupa Regelui. Spaniei se vede. Deocamdată el de-abia a venit, nu poate să-l dea la o parte pe Oblak, asta este clar. Oricât de optimiști am fi, este adevărul și trebuie să-l privim în față și știe lucrul acesta. Dar de câte ori se va da șansa să fie în poartă și să îmbrace tricoul Atletico Madrid, acesta este, nu poate să fie decât o bucurie mare, foarte mare pentru el să reprezinte acel tricou cu mândrie. Zeno, tu ce părere ai despre situația lui Horațiu Moldovan sau ce părere ai despre cei care îl critică atât de mult pentru faptul că a ales să meargă la Atletico Madrid din postura de rezervă a lui Jan Oblak, poate cel mai bun portar din lume sau printre cei mai buni portari din lume? Păi, cei care critică probabil nici n-aș vrea să jignesc, dar nu sunt realiști, adică trebuie să fim și noi realiști, totuși. Nu mai avem jucătorii de altă dată la cluburile importante europene. Poate după acest campionat european să începem să transferăm, să avem din nou jucători importanți și care să și joace. Acum situația lui era de așteptat. Cei care cât de cât sunt, cum spuneam, realiști, e de așteptat. Până la urmă, e un lucru bun și pentru el să ajungi la un asemenea club, chiar din postura de rezervă a titularului, al Oblak. Dar, ce să spun, acum el trebuie să aibă răbdare, probabil va veni și momentul când va primi minute și va demonstra dacă merită sau nu la un eventual transfer a titularului să devină el principalul portar al echipei. Zeno, bine ai venit în clubul cu ghilimele de rigoare. Horațiu Moldovan nu a greșit că a semnat cu Atletico Madrid, pentru că și eu sunt de aceeași părere, chiar dacă, sincer, sunt puțin supărat pe el, pentru că săptămâna trecută mi-a promis un interviu după meciul naționalei și a driblat zona mixtă, n-a mai venit prin zona mixtă, un interviu care era pentru fanii Rapidului, poate cu ocazia următoare. Deci ești 100% alături de Horațiu, nu? Ardelean... Sigur că da. Trebuie orice jucător om între încurajat și e ajutat într-un fel sau altul. Adică, cum spuneam, nu mai sunt jucătorii cu care am crescut eu și mă uitam la televizor și vedeam titular la echipe importante, Madrid, Eindhoven, Germania, Köln, Dorinel Munteanu și așa mai departe, Valencia... Și jucători importanți, adică, cum să repet, cred că după că acest campionat european vom avea șansa să vedem din nou jucători la cluburile importante și nu numai prezenți în lot, adică să devină jucători titulari. De la Rapid vezi vreun jucător, chiar dacă nu român, să facă pasul spre un campionat puternic? Și îl voi întreba în scurt timp și pe Sergiu, dar te întreb pe tine, Zeno, pentru că tu ești în drum spre antrenament, bănuiesc. Urmează, da. Știu că ai cu copiii la școala ta de fotbal la Zenit, Oradea. Se vorbește foarte mult despre Rahmani, s-a vorbit despre interes din Premier League, se vorbește sau s-a zvonit că ar fi... în vizorul celor de la Benfica. Geraldo Alves chiar săptămâna trecută spunea că ar fi un jucător care s-ar potrivi la Benfica. Da, nu știu ce să spun în situația asta. Nu pot să-mi dau seama acum așa când mă uit la meciuri dacă nivelul este bun sau mai puțin bun în România. Adică noi ne uităm la niște meciuri în România, ok, ne place... Dar nu pot să fac o comparație așa între nivelul din România cu cel din alte campionate, doar văzând la televizor. Nu știu, parcă am un moment în care chiar nu pot să mă decid să văd exact, ar putea face față, n-ar putea face față. Păi, tu ai plecat de la Rapid în Germania. Spun și asta pentru că toți jucătorii, sau toți,
majoritatea jucătorilor care fac pasul în campionatele puternice nu confirmă și atunci de-aia stau și mă gândesc, oare, nu știu, nivelul nostru este mediu sau ne îndreptăm spre nivelul lor, adică a campionatelor puternice? Păi, nivelul nostru nu e foarte bun, pentru că am văzut ce s-a întâmplat și sezonul trecut în cupele europene. N-am avut echipă nici măcar în grupele Conference League. O competiție apărută recent, glumeam când a apărut Conference League, spuneam că e pentru noi și pentru țările de pe lângă noi, Bulgaria și așa. Dar uite, România a reușit contraperformanța să nu aibă nicio echipă în grupele Conference League. Rapidul, dacă termină pe loc de Conference League, crezi că... Mă rog, dacă nu va câștiga campionatul, crezi că are șanse, nemai participând de atâția ani în cupele europene, neavând coeficient? Nu știu ce să spun, sunt momente grele, pentru că campionatele puternice evoluează, merg înainte, noi momentan, da, din ce în ce mai greu facem față în cupele europene, avem nevoie de experiență de la an la an ca să poți să te califici și să faci rezultate bune și atunci, neavând de mulți ani echipe prezente în cupele europene, mă refer așa, în primăvara europeană. Deci nu te-ai dus cam mult. Noi nu mai prindem toamna europeană, Zeno. Da, știu, de-aia spuneam că cam mult m-am gândit, prea departe, nu? Mult prea departe. Sergiu, tu ce părere ai despre șansele Rapidului de a ajunge, nu știu, în toamna europeană? Hai să nu ne ducem mai departe. Nu știu, mai întâi să se termine acest campionat și apoi să vedem cu cine, dacă prindem un paraj de competiție, să vedem cu cine o să cădem. Pentru că, așa cum ai spus și tu, Rapid mare coeficient, probabil o să se întâlnească cu echipe destul de puternice. Acum depinde cu cine jucăm. Dar ca să-l completez pe Zeno, eu cred că nu. Adevărul este că campionatul nostru este departe, foarte departe de cele 5-6 de top din Europa, departe de următoarele, pentru că nu avem, pur și simplu, nu avem nicio performanță în ultimii ani la nivel de echipe de club. Și asta nu poate să fie o întâmplare, poate să fie o întâmplare într-un an, dar adevărul este că ne este foarte din ce în ce mai greu să concurăm în competițiile europene. Dar profitând de un care unii au început să joace afară, unii mai au experiență în campionatele noastre. Jucăm cu jucătorii la internaționale care joacă în campionate din țările arabe. Uite, chiar am ajuns să jucăm la echipa națională cu o jucătorie care joacă în țările arabe. Am profitat de această situație, de un cumul de factori pozitivi și am reușit să ne calificăm la acest campionat european cu echipa națională, ceea ce este un plus. Dar la nivel de club încă rămânem datori și mult. Crezi că Rapid va avea jucător sau jucători la Euro 2024? În această seară Mariana Ioani este pe banca de rezerve la Madrid. Acum depinde de ei, pentru că până se definitivează lista mai este ceva timp. Depinde de evoluțiile care le vor avea și în aceste, probabil, o lună jumătate, adică până se dă campionatul. Vor fi decisive. Pentru că, uite, vorbim de ultimul meci, chiar ultimul meci, toată lumea a criticat faptul că nu avem un fundaș și un fundaș stânga care să ne poată reprezenta la campionatul european. Sunt încă posturi deficitare care mai putea fi încă umplute. Sunt locuri care încă sunt vacante și care eu cred că la care cred că selecționerul nu s-a decis 100% și atunci ei trebuie să evolueze cât mai bine ca să poată să pună selecționerul în cum să spun, o dezbatere asupra tot. Dacă se casă să nu în acest loc. E clar că cei care au dus greu vor avea prioritate, dar imposibil. Zeno, tu vezi vreun jucător de la Rapid la campionatul european? Da,
Da, de ce nu ar trebui? Pe cine? În condițiile în care... Ce să spun? Am spus și mai devreme, jucătorul care îl văd și important, mă, să revină la forma dinainte accidentării, ar putea face față în, bineînțeles, este prezent, adică ar putea face parte din lot. Sunt câțiva jucători care au șanse. Înțelegi? Nu doar că au șanse, ci trebuie să facă parte. Pentru că, până la urmă, Rapidul e un club important în România, care trebuie să ajucă pe echipe naționale. Deci Petrila e pariul tău, cum ar veni? Atât la Rapid? Da, eu consider că e un jucător foarte interesant și foarte... care poate să dea, încă nu a arătat maximum. Sunt de aceeași părere cu tine. Uite, Tudor Tegla te întreabă, Zeno, dacă Rapidul ratează titlul în acest sezon, crezi că jucătorii de acum și antrenorul de acum, apropo de Cristiano Bergodi, cu care ai lucrat în urmă cu atâția ani la FC Național, crezi că vor avea puterea să câștige sezonul viitor? Interesant de analizat. Condițiile în care, probabil, dacă Doamne ferește, se întâmplă acest lucru, cred că automat și postul antrenorului este în pericol. Adică, nu știu, cred că așa este în viață. În momentul când nu îți îndeplinești niște ținte, niște obiective, e clar că urmează ceva, trebuie să făcute ceva schimbări. Și atunci, nu știu dacă putem să ne mai gândim pe mai departe legat de Bergodi, dar ca lot, jucătorii, bineînțeles, noi am trecut prin asta, am pierdut un campionat în ultimul joc și următorul an am câștigat. Adică trebuie să te regăsești, să te aduni, să-ți te motivezi și mai tare, în așa fel încât să reușești ceea ce spui. Zeno, ne mai auzim? Da, vă aud. Uite, pentru că astăzi se împlinesc 2 ani de la inaugurarea noului stadion Giulești. Tu ai fost la Centenar, la evenimentul... Am fost prezent. Evenimentul de anul trecut, din iunie. Noi vedem acum niște poze de la inaugurare, din urmă cu fix 2 ani. Din păcate, Sergiu încă n-a apucat să ajungă la un meci pe noul Giulești. Te întreabă, Ionuț, cum ți se pare... noul Giulești în comparație cu vechiul Giulești? Nu există comparație. E clar că actualul Giulești e mult mai modern, interesant, adică acustică, se aud altfel cântecele suporterilor, încurajările. Rapid avea nevoie de un astfel de stadion. Da, îmi place stadionul. Cred că un pic acolo, la tribuna a doua, putea să fie un pic mai măricel, să zic așa, dar este frumos. Mulți suporteri, toți suporterii Rapidului spun că trebuia să fie mai mare. Are 14.000 și jumătate, 14.500, fostul Giulești avea spre 20.000. Da. Dar, cum se spune la român, tot rău spre tine, în momentul când dai stadionul plin la fiecare joc, uiți că este mai mic sau că ți le fituri mai mare. Și acum aș vrea să facem o trecere spre Albert Radu, spre fiul lui Sergiu Radu. Zeno, spune-ne tu puțin cum ți se pare Albert ca fotbalist, după care lăsăm pe tatăl lui să ne povestească mai multe despre fotbalistul legitimat la Malaga, care joacă pentru Naționala Under 16 a României. Îl vedem acum în imagini pe Albert, care e cât Sergiu la înălțime deja. Da, este un copil interesant, cu calități foarte bune, crescut în Germania, cu mentalitate de luptător, crescut în Germania, continuând în Spania, adică asta l-a ajutat foarte mult. Este un jucător în care și un băiat inteligent, în care la fel ca tasul, cu siguranță, o să ajungă unde își propune și unde își dorește. L-am văzut în multe jocuri și în Spania și la echipa națională.
Este diferit ca stil de Taicăsu, dar, cum spuneam, are calități interesante. Uite, Sergiu, vedem o poză de la Wolfsburg. Am văzut o poză de la Wolfsburg cu tine și cu Albert. Îți vine să crezi cum a progresat, unde a ajuns? Au trecut ani. Apropo, că netul de fotbalistul e, deocamdată Albert nu se poate numi fotbalist. Este un jucător de fotbal, căruia îi place fotbalul. Este un junior care tinde și el să ajungă undeva mai sus. Este un băiat foarte muncitor, un băiat pe care de făcut, nu trebuie să îi se spună de tot să facă un lucru. Punct de vedere tactic, înțelege foarte bine de asemenea ce are de făcut în teren. Calități fizice bune, însă drumul este destul de departe. Drumul este lung. Dacă vrea să ajungă acolo unde am fost și eu și Zeno, nu este ușor. Nu este ușor, însă are toată susținerea mea, toată susținerea familiei și atâta timp cât și cu școala este ok, pentru că școala este un element important, primordial, să spun așa, în viața lui și impunem și acest lucru, să continui foarte bine cu școala, pentru că el este la un colegiu german aici, de asemenea mă continuu spana și în limba germană, spaniolă, eu cred că e ok. Am greșit puțin, nu era de la Wolfsburg, pentru că tu ai jucat în urmă cu mulți ani, acea poză în care Albert era tinerel, mic, și erați îmbrăcați în verde. De unde e poza? Îmi pare, nu văd acum, dacă sunt la imagine, ți-aș putea spune. Oricum nu era de la Wolfsburg, am greșit eu. A trecut ceva de când ai jucat la Wolfsburg. În verde, vă spune unde era. El juca la Köln și Albert se antrena la Pollinger, sau cum se numește setul. Da. Era clubul la care a început Albert, Borussia Hoeneß din Köln. Clubul unde eu i-am antrenat o perioadă de 5 ani pe Albert și echipa lui, de la 5 ani până pe la 10 ani. Era undeva în incinta sau lângă stadionul Rhein-Energiestadt, stadion din Köln. Și probabil că de acolo este poza, în echipamentul acesta. Îți vine să crezi că s-a școlit în Germania ca fotbalist, acum o continuă în Spania? Apropo, l-ai lăsat în România? L-ai lăsat să joace în România? Acum nu știu ce-ți oferă viața. Viața știi cum e. N-ai de unde ce va fi peste un an, 2, 3, 4, 5. Important este ca el să-și dorească, el fie fericit cu alegerile lui și eu ți-am spus, nu pot decât să susțin dacă va fi la cazul de așa ceva și o voi face cu mare plăcere. Dar, nu știu, visezi sau ți-l închipui în tricoul Rapidului la seniori? Da, ar fi frumos să poate evolua în tricoul Rapidului, dar e departe. Este deocamdată, este așa cum s-a spus, este un copil de 16 ani care are de învățat mai multe pe care trebuie să le parcurgă și să le urce. Și pentru că suntem pe final de emisiune, repede îți mai trimit niște întrebări de la Tudor Tegla, prietenul nostru. Apropo de revenire, tu ți-ai mai dorit să revii la Rapid după ce ai plecat atunci, în 2001? Ai avut ocazia? Nu s-a mai pus problema, pentru că viața m-a dus spre alte locuri și n-am mai avut nicio propunere de a reveni în tricoul Rapidului. Am plecat la FC Național, apoi am plecat în Franța, m-am reîntors la FC Național și astfel de zile, apoi am plecat în Germania și în Germania mi-am terminat cariera. Deci nu s-a pus problema. Tu de ce ai plecat de la Rapid, te întreabă Tudor? Păi n-am mai avut nevoie domnul Mircea Redic de mine, nici de Schumacher, nici de Raț, nici de... A fost vreo 5 jucători care mi s-a pus în vedere să ne căutăm echipe și atunci
Bineînțeles. Aveam contract cu Rapid 6 luni de zile, dar am plecat la, la FC Național, unde m-a dorit foarte mult Obli și cu domnul Gino Iorgulescu, unde m-am simțit de asemenea foarte bine. Deci n-a fost dorința mea să plec de la, de la Rapid și pur și simplu a fost îndepărtat, am pus în detalii că nu mai sunt în, în antrenorului, cu toate că campionatul din dinainte fusese golgeter, marcasem 10 goluri, am fost golgeterul Rapidului, 99-2000, cred. Și în anul următor s-a spus că așa ceva probleme medicale, s-a demonstrat că nu era nici fel de problemă medicală și că pe acest moment a trebuit să, să plec de la Rapid. Și acum, pentru amândoi, Sergiu, un pronostic pentru Universitatea Craiova Rapid? 3-2 pentru Rapid. Rahmani, Burmaz, că n-ai spus nimic de Burmaz, cine marchează? Mani și Săpu, dacă joacă. Normal că joacă. Și în seara asta la Columbia România? La Columbia România va fi foarte greu să dau un, un rezultat exact, pentru că mă tem de acest meci, mă tem de forța Columbiei, dar consider că și echipa României acum are alt statut. Calificându-se la campionatul european, probabil, nefiind învinsă de asemenea de foarte multe meciuri, nu suntem învinși chiar dacă am avut și multe egaluri între timp, cred că vă face o figură frumoasă, însă n-aș putea să dau un, un pronostic final. Va fi un meci, oricum, va fi un meci foarte, foarte frumos și spectaculos. Simt, pentru că vor fi în tribună peste 25.000 de suporteri români, plus columbienii, care să nu uităm că și ei sunt în număr foarte mare, Spania și Madrid, și vor veni și ei, deci spectacolul asigurat. Zeno, pronostic pentru meciul de sâmbătă? 2-1, Rapid. Dai și marcatorii? Să vedem dacă îi nimerești? Nu știu. Rahmani și Petrila, dacă intră sau joacă titular, nu știu, vedem. Așa să fie. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor. Spor la treabă în continuare. Ție, Sergiu, vizionare plăcută și vreme bună în continuare. Ție, spor la treabă, Zeno, la tine, la școala ta de fotbal, la Zenit Oradea. Mulțumesc, salutări și suntem peste... Așa e, așa este, prieteni. Sergiu, suntem peste tot acasă, nu? Suntem și la Marbella acasă, peste tot. Mulțumesc frumos, Sergiu, Radu, Zeno Bundea, pentru această intervenție. Vă mulțumesc, prieteni, pentru că ați fost alături de noi și de această dată la Exclusiv Rapid, chiar dacă am început cu o oră mai devreme astăzi, din cauza sau datorită meciului Columbia-România. Ne revedem și marțea viitoare. O seară excelentă în continuare. La revedere!